Mii de tone de legume și fructe vor rămâne și anul acesta neculese de pe câmp, nu neapărat din cauză că nu se găsesc zilieri pentru recoltare, ci după cum spun fermierii, au crescut enorm prețurile la combustibil și curent. Conform știrile ProTV.ro, oamenii nu își mai pot recupera cheltuielile, nu mai pot concura cu marfa din import, așa că preferă să lase produsele pe tarla. Un fermier din Bihor a cultivat 2 hectare cu pepeni în apropiere de Valea lui Mihai. A apucat să vândă peste vară abia jumătate din recoltă, restul a rămas pe câmp și s-a degradat. Și o plantație de aronia va rămâne, din păcate, neculeasă. Fructele foarte aromate au început deja să se usuce pe crengile arbuștilor. Specialiștii spun că, din păcate, fermierii au avut de pătimit și din cauza concurenței importurilor, în condițiile în care au avut cheltuieli mult mai mari decât în anii trecuți. Potrivit specialiștilor, fermierilor le va fi foarte greu să se asocieze într-un timp relativ scurt, motiv pentru care fenomenul abandonării culturilor în câmp s-ar putea repeta și în anii următori, relatează știrile ProTV.ro.